Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Republica Moldova va avea pe 20 octombrie 2024 referendum constituțional pentru integrarea europeană. Curtea Constituțională a dat astăzi aviz pozitiv inițiativii deputaților PAS, chiar dacă startul campaniei electorale pentru organizarea referendumului și alegerilor prezidențiale va fi dat abia din toamnă. Partidele au început deja pregătirea pentru referendum și prezidențiale. Și dacă motoarele politice abia se încălzesc, cele ale propagandei rusești deja capătă turații tot mai mari. Cum ne descurcăm în aceste condiții? Discutăm cu invitații din această seară, din studio. În studio sunt domnul Dumitru Diacov. Domnul Diacov, dumneavoastră nici măcar nu aveți nevoie de prezentare, dar nouă funcție am să spun, președintele Fundației pentru Democrație și Progres, fost președinte al Partidului Democrat. Bună seara! Bună seara! Și Vadim Pistrânciuc, director executiv IPIS. Bună seara! Bine ați revenit la Cutia Neagră! Bine v-am găsit și suntem bucuroși să vă revedem! Haideți să discutăm despre decizia de astăzi a Curții Constituționale, ori până acum era așa un soi de incertitudine. Da, sigur se va duce, dar parcă nu se grăbeau deputații PAS să depună solicitarea către Curtea Constituțională. Astăzi avem deja răspunsul Curții. Referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană este considerat constituțional, poate avea loc pe 20 octombrie, iar întrebarea la care vor trebui să răspundă cetățenii este: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Și mai departe, ce se întâmplă? Sigur că da. Pentru. Și gata. Nu. Deci, e clar. Ce o să răspundem în ziua referendumului, ne ziceți că o să spuneți da. O să mergeți la referendum. Eu spun da, foarte multă lume să spună da. Problema nu e în asta. Dar în ce e problema? În atmosfera din țară care se preconizează, care se simte, care se... Iată și dumneavoastră vorbiți de că noi pe data de 20 octombrie vom avea referendum. Da. Cetățenii Republicii Moldova vor avea alegeri prezidențiale pe data de 20. Da, două. Referendum este a doua chestiune care pentru foarte mulți cetățeni nu este o mare problemă. Se duc și votează, fiindcă toate partidele de la centru, stânga, încoace, toate pledează pentru integrarea europeană. 20 de ani am fost în opoziție la guvernare și mai departe. Am început cu ce? Am început în 94-95, cu aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, ca prim pas. Și eu sper că foarte mulți oameni care aveau îndoieli, aveau careva reținere, aveau careva observații, ei o să meargă și o să votează, fiindcă strategic e clar că Republica Moldova este în acest spațiu. Deci din asta nu vă faceți griji legat de succesul acestui referendum. Nu. Sunteți sigur că el va trece? Nu, asta e altă întrebare. Depinde de starea de spirit care va avea în legătură, mai puțin cu referendumul, în legătură cu alegerile prezidențiale și cu masarea acestor două evenimente. Am înțeles. Dar, în general, fiindcă foarte multă lume va specula. Eu mă gândesc și chiar partidele de dreapta, oleacă europene, vor încerca să-și rezolve problemele lor. Ei n-au probleme cu integrarea europeană. Ei o să participe la alegerile prezidențiale. Și aici o să fie animozități și o să fie... Animozități legate de candidații pentru prezidențiale? Candidații prezidențiale, încercarea partidului de la guvernare de a exploata această temă, integrare europeană, și ceilalți, toate partidele vor încerca să așeze pe o pistă guvernare, opoziție, candidați la președinție și așa departe, să exploateze temele reale a Republicii Moldova. Și eu mă gândesc că aici se va produce zarva aceasta. Domnul Pistrânciu. Da. Dumneavoastră, ce credeți despre ce urmează să se întâmple? Deci, acum, tot ce avea de făcut Curtea Constituțională a făcut, urmează Parlamentul, înțeleg, să ia ultimele decizii și mai departe ce?
Mai departe, ceea ce contează foarte mult ca această dispoziție care aș adăuga e nu numai internă. Deci eu consider că noi suntem foarte influențați inclusiv de știrile despre război, care e foarte aproape la noi și poate asta tot să aibă un impact asupra percepției publice și, cum îi spunem noi, a dispoziției oamenilor, a stării de spirit. Dar mai departe urmează mobilizarea societății, fiecare își facă calculul lui. Da? Dacă cineva se jenează sau ceva, trebuie să spună deschis, în sens din partide. Trebuie să spună deschis că, uite, nu vrea să participe și așa mai departe. Ce ține de utilitatea acestui referendum, exercițiu pentru alegerile prezidențiale, eu cred că, de fapt, utilitatea este inversă. Dacă ne uităm în istoria Republicii Moldova, noi am mai avut un referendum și, apropo, atunci tot Partidul Democrat, apropo, parcă era decis cu referendum, parcă nu era decis. Parcă spunea că îl susține, dar în teritorie nu prea se implica. Vă aduceți aminte exercițiul care era? Mi-aduc aminte toate referendumurile care s-au petrecut. Da, au fost o participare destul de mică, deși în sondaje, 70% pe atunci oameni, dacă vă aduceți aminte, domnule Deacu, spuneau că vor alegerea. Asta nu înseamnă participare. Altfel spus, eu nu cred că Maia Sandu avea să aibă probleme cu participarea sau cu votul din cauza, deci grație referendumului. Eu cred că, de fapt, referendumul, dacă vreți părerea mea sinceră, îi încurcă mai mult ei pur, pentru alegerile pur prezidențiale, fiindcă acum trebuie să stai să te rotești în jurul unei teme, să ai grijă și de una și de alta. Dar iată, pentru referendum, ca noi să avem odată un referendum, cum spuneți dumneavoastră foarte corect, strategic vorbind, reușit ca exercițiu. Ca exercițiu, că noi am mai avut referendumuri, da? Reușit, oamenii nu prea simt, dacă îl organizezi separat, nu prea simt utilitatea, că referendum, nu-i, emoțiile sunt mai cumva mai detașate. Eu, în primul rând, cred în acest instrument al democrației și eu cred că noi în țară avem multe alte subiecte care cu timpul o să trebuiască să le scoatem la referendum. Care? Vă dau un exemplu. Ultimele săptămâni la Chișinău au fost mai multe evenimente legate de Transnistria. Eu n-am reușit să particip la multe, le-am urmărit în detalii. Păi, mă uit de multe ori, experți buni au venit și din Moldova și din afară, multe chestiuni pe care le propun sau cum noi, cum acest popor se va raporta, cum se va soluționa acest conflict. Noi suntem o societate democratică. Deci, de exemplu, nu intră toate ideile astea care de multe ori guvernările, eu vorbesc parcursul 25 de ani, încercările de a soluționa acest conflict, nu intrau în societate. Ba ieșau în piață, ba erau criticați. Fiindcă oamenii nu erau consultați în materia asta. La urmă, o să avem, poate, referendum, eu sper cândva să vorbim despre păduri, despre faptul că sunt... Parcă sădim, parcă tăiem șeptimii. Sunt multe chestiuni pentru o țară mică. Asta este un Dar instrument... Dar cât de relevante au fost aceste... Este un instrument extraordinar de util și care nu doar că creează o bifă, cum unii vor spune că e strategic și așa se face, el împuternicește și omul și puterea să facă anumite lucruri care să producă un efect. E la fel cum în dumneavoastră într-o comunitate, dacă veniți și faceți un lucru absolut de undeva adus, le-ați dăruit, peste un an de zile o să înceapă să rupă câte o bucățică din el. Dar dacă le aduceți și contribuția lor la asta, o să-l vegheze și o să-l folosească foarte mulți ani. Vadim, noi trebuie să depindem. Eu sper în acest exercițiu ca și pe lungă durată. Acum, al doilea element care deseori se vehiculează, că va trece sau nu va trece, eu tot cred că va trece. Fiindcă populația... De astăzi arată că sigur trece, da. Uitați-vă și cu sondajele cum. Un sondaj e fotografie din moment. Da. Noi acum suntem expuși la niște, cum spun eu, spălări informaționale și atacuri informaționale fără precedent. Eu deschid internetul acolo, Doamne ferește. Deci, noi să vorbim un pic mai târziu despre asta. Este extraordinar. Și cea mai mare subiect folosit de tot felul de partizani de ăștia cu cinci la Moscou, nu. Nu, acum nu e despre referendum vorba. Cea mai mare, aduceți-vă aminte și când am votat acordul de asociere în Parlament, când ați votat, domnul Deacu, care era cea mai mare pretenție de fiecare dată opoziției care atunci era împotrivă? Că noi, poporul nu dorește, că poporul nu vrea, că este o chestiune de suveranitate, în permanență. Și astăzi, propaganda rusească explorează foarte mult acest subiect. Că nu este dorința tuturor, că nu trebuie, că nu știu și haideți nu... Da, fiindcă noi cu comitet avem în diferite zone a Republicii fel de fel de conflicte care se pliază pe acest discurs, pe aceste discuții care noi le avem.
Și sigur că pe scena politică avem forțe care exploatează chestia asta. Trebuie să fii naiv. Dumneavoastră aveți dreptate, domnule Deacon. Când tu lansezi o idee. Dar nu chestiunea de propagandă. Eu nu ignorez. Strașnic. Eu vreau ca noi să discutăm și măcar în emisiunea de astăzi lumea să ia ceva pozitiv pentru experiența proprie. Înțelegi? Dacă noi am fi petrecut un referendum, două, trei, pe teme sociale, pe teme care deranjează sau care atinge interesul persoanelor fizice, a oamenilor și așa mai departe. Noi, referendumurile, cam toate le-am avut politice, cu interes politic. Și atunci, vrei, nu vrei, e bun referendum, e bună idee sau nu e bună, o să fie cei care promovează și o să fie numai decât cei care o să fie împotrivă. Absolut și exploatează. Eu sunt de acord. Și în cazul de față, dacă acest referendum era detașat de alegerile prezidențiale, eu vă asigur că nu erau niciun fel de discuții, ieșeau toată lumea și votau și se termina. Acum, când... Eu înțeleg că nu ești de acord. Argumentele. Ultimul referendum, care a fost participarea? Numai ce am vorbit. Da. 70% arătau sondajele intenție, cât au participat și nu a fost validat. Bun, dar acum să alege prezidențiale. Păi acela a fost detașat de orice alte alegeri. Există un concurs, nu pe tema Europa Europa. Absolut. Pe tema alegerilor prezidențiale. Eu vă asigur că o să fie suficient. Iată ieri sau alaltă aceste patru partide, da? Partide de dreapta, partide pro-europene, au fost nevoiți de câteva ori să sublinieze că asta e ideea când era vorba de acel pactul pentru pact, da. Că e pactul comun, că e pactul a tuturor, veniți semnați, noi nu ținem monopolul. Da. Dar adă-ți aminte cum a intrat această temă cu referendumul european în scena politică, discuții și mai departe. Poate fi contestat că dumneavoastră... De atâta, foarte, foarte, foarte mult înseamnă mai ales comportamentul partidului de la guvernare. Dacă el va spune, oameni buni, păi este referendumul nostru. Asta e ideea noastră. Nu ne spuneți mie că dacă o să fie scris în Constituție, e gata. Nu, e Constituția 4 judecători. Bun, dar ce vă deranjează? 4 judecători. Dați-mi potrivă, domnul Deacon. Vadim, nu e asta problema. Dar ce vă deranjează? Patru judecători de la Curtea Constituțională au schimbat Constituția când ce au vrut și cum i-a plăcut. Ce vă deranjează în referendum? Nu mă deranjează. Ea nu era să o schimbe patru judecători. Mă deranjează. În aceeași zi. Mă deranjează dacă o să fie... Eu n-am interese. Eu nu particip la legile prezidențiale. Vă înțeleg, dar influențați opinia publică. Eu nu fac parte din niciun partid politic. Așa că eu vreau ca lucrurile astea să treacă liniștit, să ducă la consolidarea societății, ca noi după asta să avem și un parcurs european autentic cu care să ne mândrim și mai departe. Nu vreau să împartă societatea. Dar dumneavoastră credeți că acest referendum împarte societatea? Eu cred că o să fie exploatat tema asta. O să vedem. Eu nu vreau acum să prezic, să influențez starea de spirit a oamenilor. Înțelegeți? Eu n-am înțeles ce vă deranjează referendum. Uitați-vă, noi suntem... În referendum nu mă deranjează nimic. Mă deranjează bătălia politică care o să fie concomitent cu pregătirea către acest referendum. Noi bătălii politici în permanență o să avem și dacă sincer, eu sunt mulțumit de bătălii politici. Eu n-aș vrea alegeri ca în alte țări. Da? Da. Și comportamentul partidelor de guvernământ... Tot îl știm foarte bine, o simțim gafele și acestui partid de guvernământ. Eu țin minte foarte bine, 2 ani am trăit sub guvernarea Partidului Democrat, până în 2019. Ați nu vreau să vă spun. Ați fost la guvernare? Am plecat în opoziție. Da. Două ani de zile. Cam 3. Eu pot să vă povestesc multe, dacă vreți, despre comportament și morală în timpul acela de partid. Nu, dar mai bine nu trebuie, am promis că nu ne certeam. Da. Acum haideți un pic să ne uităm în altă parte. Dumneavoastră spuneți, absolut nu deranjăm. Eu vreau să ajung cu poate noi să avem câte un referendum o dată în 2 ani de zile și o dată cu alegeri locale pe subiecte ce țin de mediu. Asta mă preocupă foarte mult și altele. Dar nu o să participi, domnul Deacov. Hai vă rog, uitați-vă și un pic în cifre, în argumente. Nu participă oamenii. Nu cred ei
în chestia asta de trebuie că educat. Alegătorul trebuie să fie educat. Eu cred că dacă noi le propunem, dacă clasa al doilea element care e foarte temă, important. O temă importantă pentru oameni, oamenii se iasă. Al doilea element care este foarte important și eu sunt de acord că modalitatea prin care aici a fost anunțat nu mi-a plăcut nici mie. Vă spun sincer. Da? Eu preferam poate cumva să fie niște foruri mai mari, să iasă de acolo idee, că ideea asta există la guvernarea asta, a existat și la guvernarea trecută, fiți de acord. În permanență discuta, poate să facem, poate să nu facem. De ce? Fiindcă sunt forțe externe care explorează chestia asta că voi nu le aveți pe toate. Nu reprezintă voința poporului și așa mai departe. Partea bună în referendum, altele chestii, oamenii poate să voteze și nu. Și pentru noi este important să știm. Asta nu e un sondaj simplu, e o chestie, un exercițiu complicat. Și eu am anumite întrebări, că e o perioadă și mai grea și poate și chestiunea asta, factorii externi. Dar oamenii poate să voteze și nu neapărat să dezbine pe cauza asta. Ei poate să voteze și nu. Și într-o democrație este normal ca oamenii să aibă păreri diferite. Ceea ce nu este într-o democrație normal, și să nu vă temeți de chestia asta să o spuneți, noi chiar suntem acum expuși unui val, unui tornado de propagandă fără precedent. Și el e foarte urât și aduce foarte multe daune și sănătății societății noastre. Credeți-mă, eu mă uit, compar, de exemplu, harta cum era în timpul pandemiei, când îmblau cineva și împrășteau falsuri să nu oamenii să se vaccineze, să nu creadă și să moară. Dar un an în urmă, un an jumate, nu se putea prezice că o să fie gălăgie, că o să fie influență, că o să fie... Și nu știam de lucrurile astea. Din 22, da? Ce are treaba asta cu ce am spus eu? Se prelua, se prezicea. Dar cine putea să prezică de război? Cine știa că o să se întâmple 24 februarie? Dacă noi ne întâlnim cu tine și discutăm, sau între ei, ne întâlnim și discutăm și... la un ceai. Dacă știam, noi vorbim despre, în studioul ăsta și dumneavoastră vorbiți despre dezinformare și propagandă din afară, vorbim de ultimii 3, 4, 5 ani zile și nu doar. Păi și... Dar ideea cu referendum când a apărut? Dar ce are una cu alta? Păi are una cu alta că când lansezi o idee de felul ăsta... De ce vă temeți să spuneți? Nu vreți să votați referendumul? Nu vreți să treacă? Care e problema? Tu ești, te insinuezi aici? Nu, dar dumneavoastră încercați să spuneți de referendum. Eu încerc să vă dau niște argumente. Eu sunt european de 26 de ani. Vă cred. Tu de câțiva ani. Fundația dumneavoastră, domnul Deacu, va promova acest referendum ca oamenii să voteze? Sigur că da. Partenerii noștri sunt socialiști europeni. Păi cum să nu promovăm? Dar cum exact o să faceți? V-ați gândit, iată, gata acum, de-a mea, de ce? Într-adevăr, există... organizăm fel de întruniri, de discuții cu oameni și acolo paralel... Ce ține de stilistica și metoda cum a fost promovată și eu nu mi-a plăcut. Eu consider că astfel de subiecte trebuie să fie discutate la niște forum mai largi, cu... Astăzi, după anunțul... Dar ceea ce contează foarte mult, și mai spun, mai este o chestie și de generații, da? Iată, noi parcă toți suntem pro-europeni, dar în gălceava asta politică ne certăm, undeva asta este bine. Trebuie de pus punct pe întrebarea asta. Este o chestiune și de, cum spun eu, și de cumva de un mesaj transmis către generațiile mai tinere. Da? Iată, eu acum, de exemplu, fac naveta între două țări, încerc să lucrez și acolo și aici. Sincer, foarte des tot și mă întreb, dar de care mai e speranță? Încercați și noi un pic să dăm și un mesaj, o speranță oamenilor. Și ultimul punct care e destul de important după mine, el prevederea asta în Constituție o să faciliteze aprobarea de legislații pentru alte partide care o să vină, poate dumneavoastră o să reveniți, cine știe, legislația în Parlamentul Republicii Moldova, care e destul de complicat, o să bată cap în cap dacă nu se schimbă modificarea asta în Constituție. Acum, pur, gata, este decis, da? Da. Nu mi-am plăcut mie și dumneavoastră. Dar haideți să ne oprim aici. Domn Pistrăciun, haideți să ne oprim aici. Este decis, ok, nu mai discutăm, trebuie, nu trebuie, se va întâmpla. Întrebarea este, cum facem ca cât mai multă lume să înțeleagă despre ce este acest referendum, să fie informată. Votează cum vrea ea, dar măcar să înțeleagă despre ce este, să nu fie dezinformat. Maia Sandu a ieșit astăzi după anunțul făcut de Curtea Constituțională într-o postare pe Facebook, a zis că e nevoie de unitate. Dumneavoastră un pic mai devreme spuneați că dacă sunt din partidele acestea europene sau altele care sunt nemulțumite de ceva, să spună. Ele au spus de ce sunt nemulțumite. Ele au zis că președinta și-a preluat
acest subiect, da? Adică a fost cea care a anunțat, cea care a inițiat, a furat cumva statul legat de acest referendum. Deși la referendum nu alegi președintele, alegi opțiunea geopolitică a statului. Întrebarea mea este cum facem să avem această unitate, pentru că cu toată lumea înțelegem că mergând cu mesaje diferite, n-ai cum. Deci, într-un referendum este ori da, ori nu. Ori vei fi pe poziția că nu susțineți integrarea europeană, ori vei fi pe poziția susțineți. Sau este și a treia variantă, boicotul, care în principiu este egal cu nu susțineți integrarea europeană. Dacă sondajele spun că totuși toate sondajele, că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își doresc calea europeană, asta este, arată sondajele, nu un referendum, cum facem să avem această unitate? Putem să mai tragem linie și să o luăm de la început în a promova referendum sau gata, s-au supărat toți și fiecare va merge pe cont propriu? Eu cred că fiecare trebuie să meargă pe cont propriu, nu? Colhozurile... Și o să meargă, că trebuiește, dar... să alege prezidențiale pentru comitent. Eu nu văd nicio problemă și cred că așa și o să fie. Deci o să vedeți partide care o să aibă candidatul lor, foarte incisiv... O să bată și o să dezbată cu alți candidați. Haideți să încercăm dacă e posibil cumva să separăm prezidențialele de referendum, chiar dacă ele se vor întâmpla concomitent. Partidele de pro-europene pot avea un mesaj comun. Deci, vis-a-vis de referendum, da. Absolut că e comun. Deci, dar... ar putea ieși Maia Sandu și reprezentanții altor partide pro-europene, dar vedem aceste partide care au format blocul împreună. Ei pot ieși împreună să spună vă îndemnăm toți împreună să ieșiți la referendum? Ar fi un pas corect? Nu înțeleg esența, adică să iasă într-o cumătrie împreună sau cum, așa, nu știu, de, ce, sau ce să facă împreună. Da, nu, ce înseamnă împreună în sensul întrebării dumneavoastră? Dar ce înseamnă unitate în sensul în care vorbește președintele? Uitați-vă, eu vin de la, am fost la București, da? Vin de acolo. Acolo au început alegerile. Ei săraci au 4 alegeri anul ăsta, nu știu cum să nimic. Adică și mai vesel acolo, așa că... Și uitați-vă, eu... ceartă, cum zicem noi, glceavă. Dar asta e democrație. Corturi aici, acolo, da. Candidați, o coaliție. Așa, dar mă rog. Să uite la... Ei lăsați, că deja nu vă place democrația din România. Eu vorbesc de Trump acum, înțelegeți. Nu, eu de România vorbeam, de București. Nu, la rezultatele alegerilor din România, câteodată nu tare îți place democrația de acum. Asta este situația. Poți să la aceștia din Moldova și nu-ți plac alegerile. Da. Și noi și aici am avut multe... Și, dar nimeni, inclusiv acolo mai sunt anumite partide așa de mai de extremă dreaptă, care sunt suspiciuni când se le ascult, dar nimeni nu promovează cumva deschis agenda anti, să spun că Europa asta e rău, hai să ieșim din trânsă. Dar certuri, deci deschis televizorul din toate punctele. Sau, bun, eu nu știu politică fără ceartă. Știu, am văzut alegerile din Federația Rusă. Uh-huh. Când tocmai și candidații din opoziție votau și îndemnau să voteze pentru, mai sunt. Pentru voști. Asta da, se mai întâmplă situație. Asta e situația, cred că nu ne-am deprins cu chestia dată. Părerea mea, eu cred că matematic nu neapărat referendumul avantajează pe doamna Sandu. Dacă erau parlamentari, da. De ce credeți că parlamentare, poate avantaja? Fiindcă asta îți limitează foarte mult spațiul de manevră. Asta înseamnă mai multe resurse umane, că trebuie să-l promovezi, fiindcă unii poate să nu promoveze, alții să promoveze. Asta înseamnă trebuie să fii mai atent și la mesaje, inclusiv atât spuneți dumneavoastră de unitate, trebuie să fii mai atent cum critici pe alții. Îți creează foarte multe, cum să-ți spun, te leagă de multe chestii. Asta e părerea mea. Deci, toți concurenții electorali vor folosi această temă ca să-i întoarcă. Dar ceea ce contează foarte mult, dacă ne uităm statistic. Continuăm discuția. Da, e sfântă. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă.
netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Milioane au fost tot. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce nu veniți? Veniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu, nu se primează nimic. Și nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu. Un beneficiat, un copil, nu doarme acasă, deși are casă. Am fost supravegheați de pe malul celălalt și fac băieții treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de ebrietate. Și nu le dați voie să nu știu. Ajungi de securitate. Avem sau nu un sistem de apărare anterior? Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. De cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Ce ai zis, că te pune la unghiar? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din casa în viață. Vine și mă întreabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări. Ce faci tu în fiecare zi? Iubește viața. Duminică, de la 9:30 și la 21:00, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care cele așa și smurează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament, acțiune, muncă, talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. El e maladeță, e Vania, e critică și pune la punct absolut pități. Dar Vania rău nu face, numai bine. Până oară el ne povestește n-arimă care e situația din țară. Vania bă-ți apare ca soarele după ploaie. S-o întâmpla ceva în țară, Vania-ți spune până de sară. Când apare vreun subiect, el se bagă și-l teșgheoacă. Chiar dacă-i de prins o leacă, râs și hohă de provoacă.
Am revenit în studio. Vă amintesc că în prima parte a emisiunii discutam despre referendumul privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Astăzi Curtea Constituțională a decis că vom avea referendum pe 20 octombrie. Rezultatele referendumului se vor reflecta în Constituție. Apropo, a mai fost vreun referendum în Republica Moldova care constituțional, după care s-a schimbat Constituția? Nu. Nu am avut. Deci un precedent de genul ăsta nu a existat. Să vedem dacă poate fi creat de această dată. Înainte de pauză vorbeam despre îndemnul președinte de a avea unitate pe acest subiect la alegerile din toamnă. Blocul format din 4 partide pro-europene de centru, dreapta stânga, de centru, că ei sunt și de mai de dreapta și mai de stânga, deci blocul împreună a anunțat despre lansarea unui pact pentru Europa și a îndemnat toate partidele cu viziuni pro-europene să semneze, să se alăture acestui pact. Haideți să discutăm un pic despre această inițiativă, dacă ce fel de rezultate ar putea da. E o chestie mai degrabă simbolică? Este o idee care a fost la diferite etape susținută, lansată de multe alte partide. Și noi putem să presupunem că o bună parte din partidele politice vor adera la acest pact. Fiindcă Dar asta ajută cu ceva? Și PD-ul, și dacă mi-amintesc bine, și Ceban, și PSD-ul de astăzi, și nu știu, Chico a sprijinit, îmi pare că, da? Cine? Nu, ideea unui pact, ideea unui document privind integrarea europeană. Cum asta ajută? Cum asta ajută promovarea referendumului și anume a opțiunii de a vota pentru integrarea europeană? Nu, eu cred că până la referendum mai este, dar în general, ca mișcare politică, este una destul de deșteaptă și rapidă, să zic așa, da? Că e înțeleaptă. În ce sens? În primul rând, a fost lansată nu de un singur partid, dar de patru partide. Da? Da. Ei se numesc bloc. Asta deja arată că s-au discutat, este un consens și este loc și de mai mult. Da? Uh-huh. Într-a doilea, dacă pui în contrast cu partidul de guvernământ, îi pune cumva un pic într-o situație mai jenantă, fiindcă ei s-au mai, cum spune la noi, s-au mai codit, nu știu ce, s-au discutat, s-au gândit la altceva și au ieșit aceste patru partide. Și au semnat în fața publicului. Au semnat în fața publicului, sunt patru, au agreat asupra unui text, este atât cumva e partidul mare, l-au pus un pic mai într-o parte și cred că asta și este și din cauza felului un pic mai egocentric politic cum a fost lansat referendumul. În al treilea rând, eu cred că la această inițiativă vor adera mai multe partide, de exemplu motiv că cumva vine din zona partidelor de opoziție, multe partide care se gândeau dacă semnează sau pur și simplu aderă la ceea ce face partidul de guvernare, cumva își pierd din imaginea și din identitatea de opoziție. La ei o să fie mai ușor, distanța, să spunem, politică dintre ei și alte partide este mult mai mare. Dar oare în ultimul rând, eu cred că mișcarea aceasta, dacă ei o să reușească să o țină la un nivel foarte bun, poate să duc și la alte aderări politice. Deci cumva au furat startul, da. Așa, am înțeles. Haideți să vedem matematic dacă faptul că vor fi multe semnături pe lista de susținere a acestui pact înseamnă o mai bună informare a cetățenilor. Sau el poate fi doar un gest simbolic. Suntem mulți semnatari, dar asta nu ne obligă să mergem prin sate, să vorbim cu oamenii și să-i convingem că integrarea europeană este ceea de ce au ei nevoie, în condițiile în care, am spus-o și eu la început, ați spus și dumneavoastră, mașinăria propagandei funcționează fantastic. Săptămâna asta, apropo, pentru telespectatori, am văzut câteva fake-uri despre mine pe rețelele de socializare în care eu, persoană, video, vorbesc în limba rusă și le vorbesc cu oamenilor tot felul de porcării. Deci nu credeți lucruri care știți că în mod normal n-aș putea să vă le spun. Nu le credeți chiar dacă aparent ies din gură. Eu nu l-am văzut. Eu n-am distribuit. Eu nu le-am distribuit ca să nu distribui niște fake-uri. Ai avansat mult dacă fac fake-uri. Nu știu dacă eu am avansat. Cred că tehnologiile au avansat foarte mult. Eu cred că o să semneze multe partide. Eu cred că nu trebuie să ne facem mare iluzie. Unii vor semna ca să bifeze, să spună că, uite, noi am semnat, lăsați-ne în pace, ne căutăm treaba. Și toți o să concentreze pe alegerile prezidențiale.
toți să se concentreze pe alegerile prezidențiale. Eu aș, în locul pasului, în locul doamnei Maia Sandu, aș ieși și aș spune, oameni buni, referendumul este lansat, avem decizia Curții Constituționale, eu propun ca să divizăm aceste două teme, referendumul, toți suntem uniți, toți suntem de... Dar nu toți suntem ca uniți. Ca să alegerile prezidențiale este altceva și acolo noi acceptăm dezbateri, discuții, chestii. Dar cum vă imaginați, domnul Iacov, dumneavoastră asta? Adică Maia Sandu, pentru că la referendum tot vor fi înregistrați concurenți, nu? Deci cei care susțin sau nu referendumul? Se înregistrează sau nu? Nu. Cum acolo? Tot vor fi dezbateri, da, ai... concurenți electorale. Da, pentru că tu o să ai bugete care recheltui ca să promovezi acest referendum. Deci cum vă imaginați dumneavoastră? Președinta iese într-o zi în conferință și zice, astăzi eu vorbesc în calitatea mea de candidat pentru referendum care... Nu. Deci, nu are cum, oricum o să iasă una și acest persoană și o să vorbească. Candidat într-un referendum. Uitați-vă, ce aici spune domnul Deacov e perfect adevărat, aici sunt de acord cum, cu dumnealui. Cum se separe? Asta și este sensul mesajului de azi. L-am văzut și eu, apelul la unitate. De fapt, eu nu cred că va fi posibil să nu le separe. Ele oricum vor fi separate, fiindcă tu n-ai să poți să ai foarte multe dezbateri. Noi o să dezbateri pe ce se dezbați la subiectul referendumului. O să fie cetățeni care o să nu dezbați. Voteze împotriva, o să fie cetățeni care votează pentru și o să fie cetățeni care în genul se duc la vot. Înțelegeți? Da. Deci eu cred că bătălia politică, inerția politică o să-i ducă anume pe bătălia pe candidați, pe reușite, da, pe nereușite. Acolo ai despre ce să discuți. Exemple sunt așa. Acum, sunt de acord cu mesajul ăsta, poate el trebuie să întărit și încă de multe ori, că la noi lucrurile se schimbă peste noapte, dar este și inerția politică. Eu cred că e foarte simplu să fii pro-european, să zici, băi, oameni buni, mergeți la referendum. Eu mi-aduc aminte când a fost summitul summitul de anul trecut, european, Consiliul Politic European, văzusem un video când fostul prim-ministru, domnul Chicu, i-a pus cineva o întrebare din alegători și el, un critic vehement a președintei, a spus, uitați-vă aici, nu nicio chestie, asta e bine pentru țară, că vin europenii, atenția țării, e suportul pe care îl primim noi, deci nu trebuie să vă uitați rău la asta. Deci, mi-a venit exemplul ăsta, adică un critic înverșunat, da, pe o chestiune de strategică pentru țară a avut cum deja au reușit să deraieze subiectele, adică la întrebarea legată de referendum și integrare europeană, primim răspunsul de la politicieni de genul, da, înțeleg, dar știți că de fapt este un truc politic pentru a aduce mai multe voturi, președinte la alegeri. Deci asta va fi narativul. Nu vor zice că suntem împotriva referendumului, dar vor căuta scuze. Acum, sigur că cu oamenii ăștia se gândesc la alegerile prezidențiale. Da. Ei n-au nimic împotrivă cu referendumul. Unii atunci, au. Atunci, cred că unii au. Nu, bun. Da. Noi avem în studio 5 candidați la alegerile prezidențiale. Și reprezentantul PAS, nu știu, doamna va participa la dezbate sau nu, dar avem 5 candidați. Acum cineva încearcă să aducă tema referendumului. Spuneți, vă rog, cei 5 candidați, ei o să dorească să discute, să vorbească pe tema referendumului sau ei o să dorească să discute despre alegerile prezidențiale? Nu, domnule, despre acolo, noastră aici greșeți. Și o să fie dezbateri separate, deci noi nu o să puteți, referendum sunt subiecte separate, deci dezbaterile sunt moderate, noi o să știți foarte bine, nu o să vă dăi voie acolo să faceți chiar hashtag. Asta și problema, dacă o să fie separate pe teme alegeri prezidențiale, probleme sociale, economie, chestii și mai departe, este una și când apare tema cu referendumul, atunci o să vedem eu cel mai interesant. Eu cred că asta va fi o foarte mare provocare pentru jurnaliști. De atâta... Dacă dumneavoastră credeți că discuțiile despre referendum și integrare europeană sunt despre steluțele de pe drapelul Uniunii, tot sunt despre probleme sociale și soluții sociale. Exact, și despre și despre stat politic, de drept și despre justiție. Deci sunt aceleași chestii. Nu sunt întrebați despre reforme, da, reprezentanței partidului de guvernământ sau despre trecut. Nu prea văd cum pot să separe aceste subiecte. Ele sunt despre integrare. Europeană este inclusiv despre nivel de viață. Haideți că noi un pic aici
confundăm. Nu. Noi ne ducem într-așa o linie... Iată, noi suntem între aici și nu participăm la alegeri și iată discutăm o oră și nu putem să găsim un nume. Nu suntem candidați, dar ce înseamnă? Noi nu avem diferență. Eu v-am întrebat dacă aveți ceva împotrivă. Noi ați zis că nu aveți împotrivă. Noi zic că nu se confunde. Bun, unul se confunde. Eu vreau ca alegerile prezidențiale să petreacă în Republica Moldova în condiții de concurență politică, liniștit, să nu dizbine societatea. Iată ce vreau eu. Ce gata. Vă face să credeți că nu va fi așa? Alegerile prezidențiale cum nu o să fie concurențiale? Ce crezi? Că o să fie doi candidați sau cum? Eu nu știu ce nu cred așa. Candidați e concurență. Dar ce înseamnă? Nu. E deja concurență. Eu am vrut să trei câți au fost în Rusia, nu mai știu. Trei erau sau nu știu cum câți au fost. O să fie foarte concurențiale. Dacă știu rezultate, numai unul. Doi. De ce acest pact lansat de aceste patru partide, asta e important de ținut, nu e un singur partid, că așa mai răsună patru partide și câțiva... câteva figuri independente. Așa, figuri independente, da, să spunem formatori de opinii, dar vorbim despre partide acum. Dacă o să fie deschisă și pentru lideri de opinie, pentru oameni renumiți, mai puțin renumiți, o să fie și mai bine. Eu nu eram la curent. Dar uitați-vă, de ce contează chestia asta foarte mult? Fiindcă tu tragi o linie foarte clar, ceea ce vrea domnul Deacu. Spune, băi, noi suntem, iată, în pătratul ăsta, avem stabilit vectorul nostru de dezvoltare, e asta. Și mai departe ne batem politic așa cum ne batem, fiindcă eu nu cred că partidul de guvernare, doamna președinte, nu poate fi criticată sau întrebată pe anumite subiecte, ținând de, inclusiv de integrare europeană, că tot așa e de bine și de frumos. Nu! Temele o să meargă. Uitați-vă, toată ziua acolo se toacă în stânga și în dreapta. Ceea ce trebuie poate unii partide să... Eu spun, dar cum o să facă ei? Da? Cum, ce să înveți? Bine intenționat, este să promoveze imaginea și să se impună în fața oamenilor și ca oameni care pot face sau pot schimba situația. Fiindcă o problemă care este la noi în politică, parcă apar oameni noi, dar parcă nu prea, parcă un fel de rotație merge. Și aici apare așa un fenomen cunoscut în științele politice, cum se cheamă oboseala de anumite caractere politice, da? Dar vă pare, aha, dar pe tu ai mai fost și pe acolo, mai fost și pe dincolo, eu câteodată merg prin parc, nu mă mai știe lumea, zice, pe mătale de undeva te știu. Da. Te-am văzut la televizor. Da, așa, când întreb când am fost, mi-aduc aminte de toate, nu neapărat de acord de asociere, oamenii țin minte, din păcate, mai rău, da, care s-a întâmplat. Deși s-au întâmplat multe lucruri importante acolo. Și nu cred că este o chestie de speriat. E clar că începutul și felul cum a fost lansat a creat multe nedumeriri în spațiul ăsta politic, între partide, că zic, da, de ce nu cu noi, de ce nu eu. Pe de altă parte, dacă îi puneai pe toți la o masă, atunci se primea că îi contopești cu puterea. Și asta e periculos pentru un partid de guvernare care merge după inițiativa puterii. Acum, un pic o să se inverseze, cred că lucrurile, cred că aderențele la acest semnătare o să crească în următoarele zile, eu știu, săptămâni. Și unitatea asta cumva o să fie asigurată. Dar dumneavoastră, de unde credeți că ele o să crească? Fiindcă e mai... Deci, din contul la ce o să crească? Deci, care sunt argumentele mele? Deci foarte simplu... Nu, eu dacă noi vorbim despre partide politice... Că oamenii o să înceapă să audă mai mult pe tema... Înțeleg, da. Pentru multe partide de opoziție, partii care au scoruri mai modeste în sondaj actual... Așa. Este mult mai rațional politic să semneze un document lansat de alte partide de opoziție. Înțeleg, dar dumneavoastră împreună vedeți... poate cu guvernarea. Eu nu știu ce o să facă guvernarea. Noi avem Republica Moldova, vreo 80 de partide. Este logica, nu toți sunt activi, Mariana. Păi asta, de asta și zic. Este logica politică. Tu când ești în opoziție, ți-e mai ușor să te răliezi sau să te unești pe ideea unor venită din partidele de opoziție, decât să fii în spatele trenului mare. Asta e, așa e regula politică. Adică, ca să înțeleg, dumneavoastră vă așteptați că, de exemplu, Manu să ducă și o să semneze acest pact? Eu, bun, mă aștept sau nu mă aștept, nu știu, trebuie să vedem ce o să spună. Că partidul domnului Chicu se va duce și va semna acest pact. El poate să semneze jumătate de an, fiindcă domnului primar, domnul Ciobanu, de obicei e mult timp să zic ceva. El poate să spună și în noiembrie, fiindcă eu nu știu ce o să fac. Deși cred că iarăși, rațiunea politică... Hai să fim serioși. El de mai multe ori a spus chestia asta. A spus, și despre pactul de la Snagov, el a spus... Exact. Da, eu vreau eu să cred că o să semneze. Echidistant față de toți. Eu cred că o să semneze. Dacă este rațiune politică, o să semneze. Dar el are o problemă când spun unele chestii. Poate o spun mai târziu. Are el socotelul. Nu știm cine va candida.
Și atunci, atunci e foarte ușor, fiindcă dacă un partid nu candidează, nu are candidat la alegeri, el nu are nicio problemă să spună semnătura, să sprijine ideea și mai departe. El nu participă la dezbatere, la lupta asta. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Pentru mine, ca legătură, e foarte clar. Eu chiar vreau să văd, da, noi acum în lista asta de partide pro-europene avem mult suspecți. Eu nu vreau să o altă emisiune faci și nu vorbim despre asta. Că ăsta nu chiar pro-european, că se duce la Moscova, că ăsta se duce acolo, că ăsta prietenește pe asta vorbesc cu oameni care au interes. Domnul Deacov, da. Vreți să vă întrerup și eu de fiecare dată? Nu, dar mie câte ori mi-au spus că tu ești la Moscova, tu ești la... Nu, dați-mi voie să vă întrerup și eu de fiecare dată. Eu pot, eu n-am pierdut mâistria. Dați-mi voie să spun până. Deci există partide care sunt pe lista de suspecți, da? În ghilimele, pentru o parte din public. Sunt oameni care au întrebări față de domnul Ceban, față de cel, dar sunt oameni care au întrebări, de exemplu, eu de unul am întâlnit cu un fost coleg din Parlament care zicea, dar în 2012 când el a plecat împreună cu Dodon, noi atunci l-am suspectat în alt trădare, dar acum ce o zic, că sunt nuanțe. Și atunci tu ai ocazia să semnezi chestia asta. Eu înțeleg că noi lege și noi semnăturile astea nu înseamnă multe chestii. Că te duci să faci campanie. Dar te obligă la un anumit comportament. Te obligă în fața alegătorilor, te obligă să-i spunem în fața altor partide, că te critică mai ușor, te obligă inclusiv și în fața partenerilor și îți dă mână liberă să te bați cu ceilalți concurenți electorali cum vrei tu, dar în limitele legii. Deci asta este o chestie. Eu cred că acei care o să încearcă să... Cum eu spun, se întind așa un mesaj mai... Am văzut așa mesaje mai cumva, o să le fie mai greu în momentul acela. Partea ce ține de mobilizare, asta e altceva. Mobilizarea, lucru în teren, aici, într-adevăr, lucrurile o să vadă. Da? Cred că, să zicem, cel mai bine pentru un partid în cazul referendumului este clar să ai un mesaj simplu pentru referendum, la referendum. Da, dar, de exemplu, la președinte mergem cu asta. Mariana, da? Sau cu domnul Dumitru. E foarte simplu. Și mai departe, de ce? Fiindcă Mariana știe mai bine ce înseamnă reforma justiției, iată, i-a făcut 1, 2, 3, dar iată, domnul Vadim nu a făcut și pe dânsul jos, da, îl dăm. Da, dar, deci, iată, asta trebuie să fie ecuația care o privim. Dar s-ar putea să fie mai complicate. Dacă mă întrebați pentru pericolele, pentru referendum, eu nu, e părerea mea subiectivă, fiindcă politica și intuiția politică își face singur calea, da? Oamenii o să găsească ce scrit. Acolo, de la numiri, de la politică, justiție, probleme economice și mai departe. De unde poate veni pericolul sunt externalitățile, deci toți factorii externi. Am vorbit de dezinformare, de propagandă. Dar ei nu sunt chiar externi. Sunt externi, dar interni. Oamenii, deci, astăzi trebuie să înțelegem, oamenii de la un ciclu electoral la altul se schimbă foarte mult. Da. Oamenii care? Exact. Alegătorii? Cetățenii, alegătorii. Dacă vă uitați, nu știu, noi îți discut, sondajele se bat. Dar eu mă uit la toate sondajele, făcuți de toți și îmi fac o medie. Și mă uit inclusiv la întrebările de unde se informează, cum se informează. De multe ori le pun pe blocuri separate. Mass media de o parte și social media de altă parte. Dar când le pui toate împreună, să vedeți că oamenii nu fac diferența între Facebook, TV8 sau alt canal. Pentru că e acolo consumă. Ei consideră mult, foarte mult, cetățeni, văd și asta, o consideră ca un mass media în capul lor, da? Că ei se informează de acolo. Și acolo e multă propagandă. Și acolo e multă media. Neclaritate și multă bulversare și multă manipulare și multe imprecizii. Da? Și e greu de controlat. Absolut. Deci acolo o să vadă multe lucruri. Deci, comportamentul alegătorului se schimbă foarte mult. Ce vreau să zic? Și ei percep foarte mult știrile din afară. Inclusiv știrile nu prea bune din Europa au un impact asupra noastră. Știrile nu prea bune de pe... Din cauza războiului poate să aibă impact. Fiindcă știrile din Europa sunt libere, da? Acolo se arată. E grevă, fermierul. O arată și greva ce? Da. Știrile de la est, de obicei, tot e bine. Da. Vezi frumos. Că tu nu te oprești dacă nu te oprești cineva. Da. Iată moderatoarea, domnule, de acolo. Dar de ce noi discutăm? Noi discutăm. Da, chiar vă invit. Haideți respect. Opinia dumneavoastră. Da. Tot e simpatic ceea ce a vorbit Vadim acum. Noi avem într-adevăr alegători care discern, care iau decizii de sine stătător, chiar nu ascultă partidele politice. Și eu vreau să vă spun, dacă noi ne uităm așa câteva alegeri în 94 când au votat agrarieni, masiv. Pe urmă, în 2001 au votat 71 de comuniști.
pe urmă mai târziu 60 de comuniști. Și acum 63 de PAS. Cam aceiași oameni. Un 30% au votat și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Adică oamenii singuri fac concluzii și oamenii singuri votează și delegează pe cineva în guvernare. Eu repet încă o dată, ca să nu fie suspiciuni, tema integrării europene a Republicii Moldova este o temă de 20 și ceva de ani, care a fost sprijinită de toate guvernările, inclusiv o lecțică, cum spune așa, și de comuniști. Da. Da. Declarativ. Aici am să vă contrazic. Declarativ. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, grație lor, a fost făcut primul plan de acțiune Republica Moldova. Știu, dar nu mă contrazici. Dacă nu era acest lucru, este un document extraordinar. Da. Și primul summit NATO sau primul cooperare cu NATO tot a fost făcut. Cât s-au schimbat peste timp. Dar dacă nu era făcut acest document, credeți-mă că alte realizări mai târziu erau mai târziu. Toate guvernările au făcut. Unii au făcut doi pași, alții au făcut un pas jumate, dar toți au mers în întâmpinare. Eu, pe parcursul anilor, tot timpul am făcut aceste comparații. Dar dumneavoastră, aveți Republica vreo Moldova explicație? În comparație cu Ucraina. Republica Moldova în comparație cu Georgia. Da. Și mai departe, noi întotdeauna am ținut piept și am fost înainte. Da. Așa că și acum putem să mergem. Da, dar dumneavoastră, aveți vreo explicație de ce sondajele arată un număr peste 50% de cetățeni care susțin integrarea europeană și numărul ăsta întotdeauna a fost mare? Și pe de altă parte, când te uiți la preferințele de vot alegătorilor pe partide, este PAS-ul în top de preferințe, dar nu cu 50%, cu 30% și acum arată, și mai departe urmează 4 sau 5 partide de stânga declarate, unele dintre ele clar partide pro-ruse. De ce avem această discrepanță? Dar răspunsul după o scurtă pauză de publicitate. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce veniți? Veniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Vă ducete un copil, nu doarme acasă, deșarca. Am fost supravegheat de pe malul celălalt și fac băieții treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de ebrietate. Și nu ne dați voie să fim aici. La jur de securitate. Avem sau nu un sistem de apărare anterior? Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8.
Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. E cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Ce ai zis? Stăpâna la unghier? Da, dar v-am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care-ți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări. Este ce faci tu fiecare zi. Iubește viața, duminică, de la 9:30 și la 21:00, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care cele așa și se murează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Am revenit în studio, ca întotdeauna pauzele de publicitate sunt mai interesante decât domnul Strânciu. Vreți să spuneți în emisie ce e ce ați zis? Nu vreau să spun nimic. Nu? Gata? Ok. Haideți să revenim atunci la discuția pe care o începusem înainte de pauză. Această disonanță în mintea moldovenilor care la referendum spun că vor parcurs, în sondaje spun că vor parcurs european pentru Republica Moldova, dar când votează, dacă te uiți așa, unde se duc cele mai multe voturi, sunt partidele proruse. Cine începe? Eu nu sunt de acord cu asta, adică care sunt proruse? Deci noi avem două partide, proruse cumva deschis. Deși nu înțeleg, socialiștii nu, parcă nu sunt împotriva integrării europene, au așa un mesaj cumva, dar da, au anumite relații deschise proruse. Avem partidul... Am vrut să zic șor, dar nu în șansă. Sau... Dar puteți să-i spuneți cum vreți că el s-ar putea încă de 10 ori schimbi denumirea, dar tot șor o să da, acolo e clar prorus. Cât au ei? Niște sondaje au 7, în altele au 10% în zona asta. Deci nu cred că corespunde realității. Că sunt unii care consideră că ăștia sunt pro-europeni, dar nu sunt veritabili, că au avut o istorie politică care nu corespunde. Asta e alt subiect. Nu, eu vreau să vă spun, chiar ultimele sondaje m-am uitat peste... Era o întrebare legată de partide, dacă oamenii cred că aceste partide, pe fiecare în parte, cred că este mai degrabă pro-european sau pro-rus. Și oamenii parcă au setat corect, așa cam cum vedem noi despre anumite partide, că ele chiar dacă se declară pro-europene, de fapt, în realitate, oamenii simt că nu sunt, că e un mesaj fals și parcă își dau seama că e mai degrabă pro-rus un anumit partid decât pro-european. N-am să zic care partide, aveam deja... Cred că un milion de procese cu domnul Ion Ceban, dumnea lui are 12 avocați, așa că poate scrie în fiecare zi plângeri pe, la poliție și la instituțiile de stat pe TV8. Eu nu mai am timp să merg să dau explicații la toate aceste plângeri pe care le scrie dumnealui. Dar oamenii în mintea lor identifică anumite partide și anumiți lideri politici, oricât de pro-europeni își scriu ei, unii chiar pot să-și facă tatuaj că susțină Uniunea Europeană, ei nu-i cred sincer, că sunt sincer când spun. De acord. Dar ei votează. De acord. Sau arată că i-ar vota. Păi
sunt două lucruri diferite. Alegerea e una și intenția serioasă și cât de bună intenția în tine altă. Ei aleg fiindcă au fost convingători în campanie, ce au făcut ei, cum s-au convins. Acum, evident că este pericol că unele partide să fie, nu zicem mai pro-europene, mai puțin, poți fi și unii cu interes ascuns. În fostul, să spunem, spațiu sovietic, au fost exemple când erau partide care inițial se manifestau ca partide pro-europene, dar mai apoi își dădeau rama pe față, cum spunem noi, deschis, unele mai camuflat, altele deschis, blocau anumite procese în procesul de aderare, încercau să promoveze o agendă falsă, intrau în niște colizii, în niște subiecte poate nu atât de importante și acolo se vedea mâna Moscovei. Au fost și în țările baltice astfel de exemple, au fost și în Georgia, au fost în multe state astfel de exemple, au fost. Dar iarăși, aici e voința cetățeanului. Cetățeanul trebuie să aibă, cum spun eu, atenția, să știe ce se ceară de la omul dat. Da? Să știe ce se ceară. Și una, când tu ești politician la nivel regional și ai anumite succese și ai anumite realizări, și alta, când tu îți asumi un proces așa de complicat cum este integrarea europeană. Fiindcă eu vreau să vă spun că asta nu e simplu. Pe lângă negocieri și chestia asta nu e simplu, dar sunt multe chestii care o să fie greu de implementat. Reguli, standarde. Pentru noi chiar să trăim, pentru mulți din noi, să trăim după reguli, după toate regulile. E greu, da? Noi stăm în ambuteiaj, facem accidente rutiere, înțelegeți? Deci noi multe chestii o să trebuie să învățăm. Asta nu va trebui să întâmple chiar peste noapte. Vom nu avea o perioadă peste de acomodare. Dar nu trebuie să zicem că e ca Rozov tot. Eu tot nu sunt de acord cu poziția asta că e ca neîntelegere. Gata, procesul o să fie așa ca pe... Păi da, noi singur câteodată aducem în discuții teme care nu sunt acum în capul legătorilor. Bun, este un partid, eu nu știu care denumire acum, care e curator șor, îl pun deoparte. Restul partidelor sunt partide care s-au declarat partide pro-europene. Dar asta nu înseamnă că nu pot avea unii dintre ele o agendă pro-rusă, nu? Bun, dar asta o spui tu. Asta o spun eu, sau asta o spune Vadim, sau altcineva. Dar, Dumnezeu, vă dau un exemplu de un primar smart care a câștigat alegerile și imediat după asta primii oameni cu care s-a întâlnit a fost ambasadorul Rusiei în Republica Moldova și prima vizită a fost în Moscova, ca și multe altele în prima perioadă de timp. Partidele care se orientează la grupuri de oameni concreți în Republica Moldova, dar noi avem 3 sau 4 grupuri de oameni așa mai masiv, partidele, cetățenii care împărtășesc ideile de dreapta, ele sunt clare și vizibile. Grupul care e pro-rus activ de stânga, Găgăuzia și alte zone, acolo sunt partide și este spectrul de centru, centru-stânga, centru-dreapta, care trebuie să-l folosească cineva. Și partidele care o să vorbească pe limbajul acestor oameni, acestor alegători, vor avea voturi și vor intra în viitorul Parlament, fiindcă noi avem nu numai alegeri prezidențiale, avem și alegeri parlamentare, de grabă. Da. Și aceste partide trebuie să orienteze la alegătorii lor, nu la Deacov, la Bistrâmciuc sau la Marian Raț. Înțelegi? Și asta e treaba lor, cum ei vorbesc cu alegătorii lor și cum ei se comportă. Înțelegeți? Dar eu singur am fost. Câte ori am fost cu partidele de dreapta în coaliție? Și câte discuții am avut? Și câte încercări de a învinui și mai departe? Dar povara europenizării Moldovei a dus-o Partidul Democrat. Bun, nu în ultima perioadă. În ultima perioadă a fost altceva. Nu știu, ultima dată când ați dus această povară, s-a pus cortina de fier peste integrare. Din 98. Și noi am făcut reformă. Dar de ce nu vreți să aduci aminte? De regimul oligarhic al Plahotniuc, care a căzut toată cortina. Dar de ce nu vreți să aduci aminte din 98? Atunci când noi am avut o voce și când ne-am asumat răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Domnul Deacov, e adevărat că politic noi, atunci, oamenii Republicii atunci, Moldova, politic și-au dorit, și nu doar politic, și-au dorit o viață europeană, și-au dorit cursul european. Dar asta nu neapărat a fost voința politică. Pentru că în politic, chiar și cei care, și vă vorbesc despre ultimele alianțe pentru integrare europeană,
Integrarea europeană a fost un obiectiv până în momentul în care a trebuit împărțit bani mari, da? Și când a venit la Andromacul. Iar și furturi, acolo, da. Nu. Noi vorbim despre în România, ce spunem și ce facem. Noi vorbim mult de România. Ce spun politicienii și ce fac politicienii? Noi vorbim mult de România. Europa, dar au furat fix grosește. Noi vorbim mult de România. În România, partidul de stânga, care, cum îi spune partidul de stânga, care ocupă segmentul care la noi îl ocupă comuniștii, socialiștii, cam așa. Cum se cheamă el? El se cheamă Partidul Social Democrat. Da, dar vreau să vă spun. Și este un partid european și este un partid care nimeni nu pune la îndoială. De ce în Republica Moldova? De ce în Republica Moldova noi nu încercăm să facem guvernarea și să lărgim spectrul ăsta de cooperare, colucrare în Republica Moldova, dar ne axăm numai trebuie să fie așa cum vrei tu să-l vezi. Dar el trebuie să fie mai larg. Și atunci succesele noastre și referendumul și altfel. Eu ca să-l ajut pe domnul Deacov și da. Să dezamorsez situația ca scuză pentru pauză. Nu, dar trebuie să aduci, trebuie să aduci legătorii din stânga, trebuie să-i aduci în centru. O să vă ajut, uitați-vă. Da. Nu trebuie să mă ajut. Din fericire, lucrurile se așează un pic. Iată, de exemplu, atunci când spuneați dumneavoastră de alianță, și mie mi este absolut neplăcut, fiindcă eu știu că s-au făcut foarte multe lucruri bune. Mulți oameni au muncit la proiecte, la regimul liberalizat de vize. Mulți dintre ei se regăsesc azi în guvernare. Deci la, noi vorbim despre lideri. La asocieri, la diferite chestii. Dar să știți că, iată, în politică se întâmplă și astfel de accidente. Da? Atunci s-a simțit direct impactul acelor crize, scandaluri, furturi, nu doar asupra ratingului partidelor, care s-a dus jos acolo, reanimări s-au făcut multe, dar până la urmă au avut de suferit. Da. Dacă asta nu se întâmpla cu partidele cele, nu avem astăzi un partid la guvernare. Da, vă rog, putem. Deci, dar și oamenii au învățat și partidele au învățat lucrul dat. Că, de fapt, uite, chestia asta se întâmplă. Și eu vreau să vă spun o chestiune. O să fie și peste 10 ani de zile partide pro-europene, dar în care o să mai întâmplă incidente de genul, poate, nu dă doamne, de genul cum au fost, atât de mare de învergură, dar scandalul de corupție o să fie. El există și în Germania, el există și în altă parte. Nu înseamnă că dacă eu aș vrea ca ideea asta, dezideratul ăsta național, să-i facă pe toți cu minți și totul să fie bine. Nu, asta e comportamentul uman, asta e situația, omul. Sunt oameni că le place să bage mâna în alt buzunar, asta se întâmplă. Dar uitați-vă diferența dintre atunci și acum. Acum, de exemplu, scorul, ratingul, să spunem așa, de sprijin față de Uniunea Europeană nu este atât de legat de scorul partidelor de guvernare care se identifică. Uh-huh. Atunci ambele au avut de suferit. Acum, de exemplu, noi vedem că scorul partidului de guvernare a suferit mai jos decât a fost. Integrarea europeană este mult mai mare. Deci, fiindcă asta era un reproș, apropo, pe care ne-l dădea opoziția atunci și ei aveau dreptate. Haideți să spunem. Fiindcă oamenii fac diferența între sloganii integrarea europeană și calitatea vieții, calitatea reformelor și așa mai departe. Asta e o chestie. Deci nimeni nu o să fie lipsit. Niciun partid din țara asta nu o să fie lipsit de aceste scandaluri. Deci e important ca partidele, important că noi să avem justiție în sfârșit, un liber, un arbitru în care să avem și încredere, în care să transmită mesaje corecte oamenilor prin acțiunile lor. Da? Dar nu se sfădească în telegramuri acolo care e mai bun, că eu deja m-am amețit, nu înțeleg care și a cui. Deci asta trebuie să avem. Și partidele să aibă niște mecanisme și practici foarte clare. Băi, ai călcat pe bec, ne-am clarificat, nu ne-am clarificat, trebuie cumva să separăm apele. Încă noi așa, cum avem chestia asta noastră de gașcă, de mahala, cercăm pe toți să-i protejăm și dacă ceva ne ducem și noi la râpă cu dânsul. Domnul Pistrânciu, asta înseamnă politică. Asta este specific pentru partid. El înseamnă echipe, el o să se protejeze. Deci nu ne facem, ne facem o aluzie dacă credeți. Uneori e important să ai niște proceduri ca să te salvezi. Nu, filtrele astea pentru propriul tău bine, ca să-ți meargă. Bine, dar de obicei nu funcționează. De asta în democrație s-au invitat, și în stat de drept s-au inventat instituțiile de drept care să treacă pe dreapta pe cei care încalcă.
De asta, în democrație, Mariana, contează justiția. Mariana, asta e altceva. Că nu partidul trebuie să facă justiție, trebuie să facă instituțiile de drept justiție. Asta e motivul pentru care noi ne dorim o reformă veritabilă a justiției și eficientă. Și e foarte important oamenii să aibă încredere în ei. Fiindcă la noi, dumneavoastră, vedeți care e situația? Când da, la noi, ceva justiție, toți sunt victime politici. Parcă suntem țara victimilor politici. Deci oamenii sunt absolut bulversați ce se întâmplă. Nu simt ei că... Vreau să vă spun că problema nu este atâta victimilor politice, că cel care se pune cătuși întotdeauna o să zic că este victima. Asta e o chestie de psihologie. Dar atunci când cei care fac reforma spun că în sistem sunt doar corupți, s-ar putea să se trezească cu efectul invers al reformelor, că tu parcă ai reformat, dar tot corupți, percepția oamenilor este că tot corupți au rămas în sistem și atunci nu mai știu dacă lipsa de încredere rezolvă tare deși, mult problema. Iată, noi n-am vorbit, nu știu, acum n-am vorbit, iată, am văzut Transparency International, topurile astea internaționale, au zis că noi am avansat pe lista. Dacă nu ne uităm, este cum au scăzut ceilalți. Adică? Adică uneori crești pentru că alții coboară. Ah. Da. De asta tot trebuie să ținem cont. Alegătorii sunt ăștia. Da. Dar sunt și niște elemente acolo, dacă vă uitați în raport, sunt și alte elemente. Corupția la nivel înalt nu este atât de înaltă. Plus, dacă vă uitați, noi nu suntem mulțumiți de justiție, dar eu văd o diferență. Și guvernarea nu e mulțumită de justiție. Păi asta și ziceam. Aici e problema. Și a treilea lucru, și justiția nu e mulțumită de justiție, fiindcă ei tot critică ce se întâmplă între ei acolo. Suntem o țară de nemulțumiți. Haideți să trecem la... Nu. Eu cred că noi suntem aproape de o dezlegare sau de o mică explozie în sistemul ăsta, fiindcă, sincer, deja chiar și experții în domeniu deja se pierd în toată chestiunea asta. Și cred că cei ce lipsește în toate părerile acestea, să vedem și părerea lor. Eu înțeleg că este legislație, nu trebuie, cum, ei nu trebuie să vorbească, nu trebuie, dar eu cred că noi deja ne-am consumat. Da, deci eu vreau să le dăm apreciere. Eu cred că haideți trebuie să iasă ei, cine e de la acolo, să comunice mai mult. Una e lupta cu corupție și alta e discursul politic în Republica Moldova, despre care noi trebuie să vorbim mai mult. Înțelegi? Ce înseamnă un mesaj? Sunt partide politice care trebuie să aducă, așa cum am spus eu de 10 ori, să aducă voturi din centru, stânga, din stânga, cât mai posibil să-i aducă încoace, ca să avem o guvernare sigură pe viitor, pro-europeană. Da. Asta este. Vreau să discutăm un pic, ziceam, că dincolo de toate procesele interne, se întâmplă procese externe de influență internă, am vorbit despre propaganda rusească. Am stat mult să mă gândesc dacă merită să dăm o secvență mică dintr-o emisiune recentă de la ORTE, de la postul principal de propagandă rusească. Poate nu trebuie. Nu trebuie. Sincer, poate discutăm așa. Haideți să discutăm așa atunci. Am să vă zic doar narativul care este folosit. Deci ei pomenesc foarte mult. Deci televiziunea centrală a Federației Ruse vorbește foarte mult de doamna Guțu, o figură absolut necunoscută până acum un an în urmă. Acum promovată intens. Și mesajele despre faptul că noi, Rusia, încet, încet, maxim în 2 ani de zile o să fim în Moldova, noi o să, dacă ei de bunăvoie nu își schimbă acolo politic lucrurile, noi să fim acolo, dacă ei cred că ei pot să ia coba asta, vă promitem că o să fie o gaură mare, adică noi să avem grijă. Deci mesaje care provoacă o anxietate foarte mare în societate. Dar când? Cum cu ele putem să luptăm cu aceste mesaje? Iată, aici revenim la o temă mai veche, că noi ne facem că uităm despre război. Dar iată, în ultimii 2 ani de zile, eu am acolo un file la organizație și am contabilizat toate spiritualele, cum toate aceste amenințări. Da. Ele au fost în primul an de zile, practic o dată în 2 săptămâni, apăreau într-o mass media din altul, ori pe harta la un general, ori într-un interviu, ori undeva, în permanență ele erau. Și acum asta este cumva o cununare a acestei chestiuni. Deci evident că pericolul acesta există. Deci într-o țară în care persoanele oficiale vorbesc despre faptul că noi mai bine distrugem toată planeta cu forțe nucleare și asta se vorbește oficial. Sau într-o țară în care cel mai important față religioasă blagoslovește războiul și nu ce știți. Eu sunt născut în 1981, deci am anumite memorii din Uniunea Sovietică, nu o cunosc așa bine ca domnul Deacov, dar țin minte când mergeam la casele de cultură sau la terenurile astea de joacă sau oriunde era o chestiune, casă de creație, la activitățile extracurriculare, la școli, peste tot era chestia asta scrisă, mirul, mir, hulubul cu chestia asta. Adică
Și acea putere așa sângeroasă, cum în imaginea noastră, avea o propagandă sănătoasă a păcii. Și cum lucrurile s-au inversat? Ce poți să aștepți de acolo? Ce calificativ să-i dau? Asta este o chestie necreștină, absolut inuman împotriva umanității și eu sper foarte mult ea să termine just, așa cum... o influență asupra oamenilor? Sigur că are. Noi trebuie să vorbim cu oamenii. Noi trebuie mai mult să ne consolidăm și capacitățile noastre de apărare la noi, așa parcă noi vrem să fim și apărați, dar nici nu vrem să facem asta, nu vrem să facem ce. Ne temem să folosim... Nici în armată nu vrem să ne ducem, că suntem țara neutră. Da. Ok, haideți să mergem, haideți să vedem ce facem noi cu armata asta, că așa... În primul rând, cu cât mai mult o să vorbească la canale așa zise democratice, da? Sau cum ce așa zise? Nu, democratice, da. Cu cât mai mult o să vorbească despre și o să discute despre astfel de situații, cu atât mai greu o să fie de luptat cu oamenii ăștia. Adică dacă o să tăcem, o să fie mai bine? Nu, nu e vorba să tăcem. E vorba ca să vedem care este substratul și care este sprijinul. Fiindcă dacă sunt acolo oameni, cu oamenii ăștia trebuie să vorbească altcineva. Cine altcineva? Despre ce? Da. Despre găgăuși, despre... Nu, dar întrebarea era despre reportaj, da. Domnul Deacu. Da, despre sperietori. Despre sperietori era. Deci cine trebuie să vorbească cu oamenii despre sperietori? Despre sperietori trebuie să vorbească... Voi trebuie să vorbiți despre situația reală, despre ceea ce vrem să facem noi, despre oamenii care merită atenție din partea televiziunilor și mai departe și mai departe. Da, dar noi nu putem să facem abstracție. Ei tot există dar și acolo, ei transmit aceste mesaje. Acolo au transmis un mesaj de 3 minute și pe urmă toate televiziunile moldovene stau câte 2 ore și discută. Nu e adevărat și, asta. Nu, bun, eu am aflat aseară de la dumneavoastră când m-ați invitat. M-am întrebat teme și mi-ați pus cumva întreagă. Da. Și eu intenționat am căutat acest reportaj, că știu că a noștri, cum spuneți dumneavoastră, cam o fac și nu l-am găsit. Nicăieri, dar m-am uitat așa fugitiv pe mai multe. S-a mai învățat lumea să nu mai distribuie atât de falsă. Nu l-ai văzut, l-ai căutat și nu l-ai văzut. Dar noi stăm și discutăm. Bine că nu l-ați arătat. Domnul Deacov, noi putem să ne prefacem că nu se întâmplă, dar dacă intri în Găgăuzia, ai senzația că ai intrat pe altă planetă. Nu, sigur că există oameni care au fost expuși acestei propagande mai mult. Dar uitați-vă, ei toți sunt cetățenii noștri. Da. Și eu nu cred că este pierdută bătălia asta, cum corect, spune. Trebuie să lucrezi pentru ei, pentru acești noi oameni. Noi toți am făcut greșeli și a făcut-o și această guvernare a avut o pauză prea mare de comunicare. Ok, este o problemă cu această doamnă care, sincer, eu am auzit ce a spus ea acolo în Rusie, deci... Păi asta este împotriva legii. Asta nu este legal, spui. Dacă era pe timpul... Prietenul dumneavoastră, Vladimir Voronin, eu vă asigur că ea era a doua zi scoată. Ca să nu zici că iar întreb. Eu, acum, zilele astea, am vorbit cu 3 sau 4 deputați din adunarea... Ei sunt toți diferiți. Da, sunt toți diferiți. Oamenii cu care eu am vorbit nu împărtășesc nici această practică, nici această situație. Asta vreau să zic. Sunt primari. Am văzut că primarii... Și noi cunoaștem foarte multe lume. Sunt oameni de afaceri, ca să ne simțăm. Sunt oameni... Sunt deputați, îi vedem deja că vorbesc despre asta. Deci oamenii încep să înțeleagă lucrul dat, dar uitați-vă din alt punct de vedere. Câte partide din Moldova au filiale în Găgăuzie? Așa e. Foarte puține. Da. Vă spun de ce, sau deloc. Da, a fost ignorată. E că noi acolo nu primim voturi. Deci asta, consolarea asta nu este ok. De acord. Câte organizații neguvernamentale lucrează acolo? Câte evenimente frumoase, cum le avem noi, unde se discută deschis, le avem acolo. Deci, sigur că este și partea de punitate. Unele chestii nu trebuie să fie făcute. Deci, eu mi-aduc aminte, am fost în studio aici, la dumneavoastră, cu un reprezentant a Partidului Socialiștilor și am discutat despre încălcări. În pauză, el îmi spune că au așa un clip de... Și noi îi spun, ok, dați-le și nouă la ONG-uri să le vedem o parte, să facem și noi niște rapoarte, să spunem. Și ne-au uitat că după asta le-au și retras de unde le-au depus și s-au înghițit tot. Acolo s-au făcut nelegiuiri. Bun, eu cunosc această zonă. 10 secunde. Da, noi am avut, Partidul Democrat a avut acolo Bașcan. Eu, apropo, am propus la aceste alegeri să-l susținem pe domnul Croitor. Nu s-a mișcat nimeni din Chișinău. Și atunci
ce vrem noi. Despre Găgăuzia cred că merită o emisiune separată. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.